Hai salut, eu sunt Scaru și astăzi jucăm puțin Shadow Fight 3, fiindcă ne dau băieții reward-uri. Reward-uri pentru toată lumea. Astea sunt daily reward-urile mele, hai să le luăm. Ne dau în primul rând un reward pentru Earth Day, ziua Pământului, care a fost ieri în 22 aprilie. Și ne mai dau un reward fiindcă au avut ceva probleme cu serverele, dacă nu mă înșel. Și ne-au dat la toți câte un reward. Încă nu le-am luat, acum am de gând să le iau. Intrați și voi în joc să le luați, trebuie neapărat, adică chestii moca, de ce nu? Mare ninja ce am tăiat în 15 bucăți. Bun. Ia să vedem ce ne dă de aici. Nimic, nimic. Fortification, nimic. Bun, nimic interesant. Ok, continue. April Marathon Reward Achieved. Ok, dă-mi. Season pe... A, asta e la pentru duel, nu? No, bine, nu prea mi-o dat cine știe ce. Ok, mi-a dat o epică care nu e foarte bună, dar mi-a dat 50 de gemuri. Sezon nou, am înțeles. Technical issues compensation. Ăsta era de v-am zis că au avut probleme cu serverele și au zis că ne dau nu știu ce. Show me, cum să nu, vreau reward. O intrare, 30 de deste legendare, 45 de epice, 60 de rare. Woo! Ok. No, așa da. A new Shadow Pass Marathon, are now shorter and more diverse. Ok. Or later. Mamă, dar câte chestii, uite-te câte chestii îmi zice. Later. Congratulations to the Shadow Pass member. Boss of the day, ăla-l facem puțin mai târziu. Băi, bă, câte îmi dă, frate, ce-i asta? Bă, vai de mine câte chestii mi-au arătat. No, bun. Și avem foarte frumos aici un rar chest, în primul rând. Cred că avem două rar chesturi. Un epic și un legendary chest. Peasants Guandao. Guandao țăranului. No, bun. Dăm și extra reward. Hai că le deschidem astea acum. După o să facem boss-ul de la Shadow Pass. Iar apoi vom face și boss-ul din poveste să mai avansăm puțin. 74 de chei epice am. Îmi place. Chest rar. Let's go. Mamă, câte chestii găsim, chat. Păcat că nu ne-a dat nimic interesant momentan. Am cumpărat și o armă nouă pe care nu v-am arătat-o, că am stricat să filmez un episod, probabil ați văzut, v-am spus și pe live de mai multe ori. În caz că nu știți, guys, eu fac live aproape zilnic pe Twitch. Am să las link către Twitch în descriere dacă vă sunteți interesați. Epic chest, epic deer horns. Ok. Cam slăbuț, mă așteptam la mai multe. Dar nu e problemă, fiindcă mai avem încă un epic chest și un legendary chest. Let's go. Mamă, ăsta-i dita mai opening-ul. Ok, ceva bun. Epic hell. Bă, dacă am slăbuțe, mă, chestiile astea. Mă așteptam să fie ceva mai strong. No, bun. Și acum legendary chest-ul. Let's go. Come on. Ok, dar de ce e atât de slabă? Golden. Ce-i asta? Ok, dar toate sunt mai slabe decât ce am eu. Why? Ok, continue. Ok, o să mai deschidem, poate, 10 de-astea epice, wow. Dacă fac chestia asta, să-l dau pe unul pe jos de 4 ori într-o rundă și să bat boss-ul zilei fără să folosesc ranged weapon, vom mai deschide încă un epic chest în episodul ăsta. Wow, o grămadă de chestii deschise. Am mai colectat un set, bine, maratonul din aprilie, care ne mai dă niște chei, vai de mine câte chestii, bă. Mulțumesc. Back. Ia să vedem aici ce avem. Special offers. Ia să vedem. Environmental offer, you like it. Ai, gift ăsta doar, dă-l încoace, bossule. Cum să nu-mi placă? Dar n-am mai deschis încă o dată, n-am mai luat un gift de ăsta. Așa, mai ai ceva să-mi dai? Ok, uite aici o ofertă specială. A, dar trebuie să dau bănuți. Da, e 74 de ron. Îmi dă katana aia diferită. Am uitat cum îi zice. 1000 de gemuri. N-ar fi rea oferta asta. Îmi place că ești sabia aia și mai bună decât ce am eu. Și mai jos ce avem? A, claim gift. Free tickets for you. Mulțumesc. Deci, chat, atâtea chestii gratuite am primit. Mai aveți? Că... mie îmi plac chestiile, mai ales gratuite, sunt foarte, foarte drăguțe. Bun, boosters.
Avem și un booster gratuit aici pe care îl vom lua. Chapter 6 booster free, dă-l încoa. Pa, 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 pa. Mamă, 37 de tăieturi. Nu e rău. Câte tăieturi ați făcut cele mai multe? Nu uitați să lăsați și un licheu, fiindcă pe mine mă ajută foarte mult dacă voi lăsați like-uri acolo. Upgrade. Bun, credeam că am făcut ceva item nou, dar n-am avut norocul ăsta. Încă un reward. Dă încoace. Ce-mi plac reward-urile, măi leu. Continue. Bun, dăm back. Și acum mergem la free, oare? Nu e aici. Dăm back din nou. Hai bă, arată. Bun, claim reward. 17.000 gold, îmi place, 600 și ceva de mii. Okidoki. Și n-am verificat încă store-ul, să văd exact dacă am ceva de cumpărat sau nu, ceva interesant. Gen, am fost aici, dar nu l-am verificat. Bun, new. Asta e abilitate pentru 210 gemuri, nu e chiar interesantă. Avem două chestii new pentru gold, în schimb. Astea sunt degere de le arunci și asta e ceva abilitate, nu-i așa? Păi pentru 1500 gold cum să ne iau? Cu 1500 gold îi facem imediat, nici nu ne chinuim. Ok, dă un coace. New card, mulțumesc. Harsh Wind se numește, pentru Swang Go. Și mai avem încă o chestie nouă. 31.000 gold pentru o chestie epică, worth it. Ok, și-s mai bune decât ce am eu, nice. No, ăstea da, 30.000 gold investiți corespunzător. Luăm cheile zilnice, mulțumesc frumos. Și mai trebuie să luăm ceva de pe aici? Nu mai avem nimic nou. Bine, mai avea abilitatea asta, dar este pe gemuri și parcă n-aș da 200 de gemuri pentru o abilitate. Probabil o vom prin. Stai-te-vă, pentru ce e asta? Pentru staff? Nu, bine, n-am folosit staff. Nu, bun. Hai să mergem acum aici. Să mai deschidem încă un chest de ăsta. Vai, câte chestii am deschis. Chat. Deci efectiv stăm de 7 minute și deschidem chestii în continuu. Și mai avem de primit chestii. Mai trebuie să fac boss of the day. No, bun, hai acum la echipament. Să vedem ce avem pe aici. În primul rând, cuțită mai bune, equip. Asta este arma nouă pe care am primit-o. Bine, n-am primit-o, am cumpărat-o din store. Și pe asta o știți, nu? Dragon's Roar, Legendary, nu prea îmi place sabia asta, e așa și așa. Și am zis hai să folosesc și chestia asta. Nu prea știu să o folosesc, iar nu m-am jucat Shadowfight de ceva timp și mă bat butoanele. No, bun, și am ajuns la cât power? 10.700 ceva pe acolo? 10.400, nu 700, ok. Hai să dăm duel, să luăm și duel reward-ul ăsta, apoi să batem bossul. Și să vedem ce noroc mai avem la dropuri. Ne batem cu Scorpion Shadow. Hai să luăm și reward-ul. Are 10.000, are power mai mic decât mine, dar are același număr de trofee ca și mine. Dacă îl batem pe ăsta, dacă îl batem două runde, putem să luăm reward-ul de la Daily Duel. Pam, încă trebuie să mă învăț cu arma asta. Pare foarte interesant. Mamă, dar îi dau damage mic la băiatul ăsta. Cred că ține el bloc mult, nu? Ne retragem, îi dau cu Stai. Nu mai știu dacă quest-ul ăla era să nu folosesc deloc arma ranged sau să nu, gen, să nu-l lovesc pe el cu arma ranged. Adică eu am dat cu arma ranged și am dat pe lângă. Se pune? Las că aflăm noi după. Oh, i-am dat shock, ok. ADR am dat din reflex, i-am dat. Mamă, cât damage mi-a dat, bă! Ce combo a fost ăla, frate? De la... aveam atâta viață și de la distanță. Și mi-a luat toată viața. No, bine. No. Mă nenorocește Scorpion Shadow. Mamă, dar ăsta știe pe bloc, frate. No, păi dăm și range attack, I guess. Ok. Nu știu exact ce face abilitatea de la arma asta. Pam! Ok, l-am bătut și eu tot așa. I-am dat one shot cu Shadow Ability-ul. Problema este că acum el e aproape la jumătate din Shadow Ability. Deci ar trebui cumva să-l bat înainte să îi se încarce. Sau să fac să mi se încarcă și mie. Să mi se încarce și mie la timp. Sau dacă își dă el Shadow Ability să fiu pe fază. Că poate să-l dea one shot destul de ușor, aparent. Ok, that was a nice combo. Damn, son. Fuck. Bam. Nu. Aia doare dacă te nimerește.
Ok, până acum e ok. E drăguțel combo ăsta. Da, că-i dau și o cuțit. Nu, nu, că-i se încărcă și de ability, nu e ok. I s-a încărcat și și l-a și activat deja, frate. Trebuie să nu-l las să facă nimic cât e în Shadow Ability. Hai bă, jos cu tine. Jumătate de viață. Ce jumătate de viață? Mai bine. No, bun. Ok, deci îi dau portal și-l aduc la mine. Ah, deci asta facem. Am uitat, știu schema asta, fiindcă m-am mai bătut cu oameni care aveau schema asta. Cât de bine merge arma cu setul pe care l-am, nu-i așa? Păcat de cască, da? Am cască de zici că mi-e frig, zici că-s rus de la și mi-e frig. Bun, win streak de 4, not bad, not bad. Head hits 15, nu contează chestia asta. Dăm reward-ul și daily chest-ul, hai. Și am mai făcut și un challenge, mai deschidem încă un epic chest acum. Peasants Guandao din nou. Dă-mi o cască mai bună, mai arătoasă, te rog. O cască arătoasă vreau. Nu, bine, ăla-i arc, nu prea pot să-l port pe cap, dar mulțumesc oricum. Claim reward. Claim reward. Și dacă mai facem challenge-ul ăla cu ranged weapon. Ok, o epică. Epic chakrams. Ok. Collect. Și la fel de bune ca și dagger-ul pe care l-am eu. Perform 3 throws in a single round și defeat current boss of the day. Ah, ok. Deci aș putea să mai fac încă 20 de epic keys și încă 6 legendary keys. Mi se pare că acum fac cheile mult mai ușor. Dăm back și mergem la boss of the day acum. Dăm la missions. Unde e boss of the day? Shadow Pass, nu? Ăsta e. Ce e asta de sus? Ai chapter, bla bla bla. Shadow Pass, 15 ore. Bla bla bla. Hai să vedem ce abilitate știi are boss-ul ăsta. Gloomy Spectre. 3 successful hits in a row, increase opponent's damage by 50%. Nu înțeleg. 3 successful hits, adică dacă eu îl lovesc pe el de 3 ori la rând, îi cresc damage-ul cu 50% sau dacă el îmi crește, dacă el îmi dă mie 3 lovituri la rând. Nu mi se pare că e explicat foarte bine. No, bun. Îl trage. Oh, i-am dat 4 lovituri la rând, ceea ce nu e ok. Chestia e că am combo de 6 pe el acum. Au, ok, ok. Cred că eu dacă îi dau lui 3 lovituri, că pare cam dur. Hai bă, eu l-am nimerit, nu? Da. L-am bătut? Ar trebui, bun, perfect. Dar mai trebuie să-l bat de încă 2 ori. Am Shadow Abilities, am de gând să le dau să termin runda asta foarte rapid. Și-s curios dacă îi dau de... Dacă îi dau combo de 6, așa foarte repede, oare îi cresc damage-ul cu 100%? Adică se stachează? Hai, pam, Ghereide în portal. Tropăim, îi dăm așa, îi dăm dagger și îl mai tragem o dată la mine. Și mai tropăim o dată? Wow! Dar cum dau atâtea Shadow Abilities? Chat, voi ați văzut că le-am dat fiecare de 2 ori. Wow! Ori schimbat ăștia ceva oare sau e de la armă de îmi permite să dau de atâtea ori Shadow Abilities? Că până acum știu că puteam să le dau toate odată și după aia încă o dată primul Shadow Ability. Nu toate de 2 ori. Nice. Mă retrag. Trebuie să nu folosesc throwing weapon. Bă, nu-i rea arma asta. E enervantă. Gen... E enervant să joci contra arma asta pe care o am eu. Ok, și l-am bătut de 3 ori. Easy, easy peasy. Hai să vedem ce primim de la Boss of the Day. Și cred că am mai făcut și un challenge. Deci îmi dă și reward de la Boss of the Day și key pentru challenge. Continue. Fortification, wooden, bla bla bla. Ok, ok, ce asta? New ability. Nice, nice. Posibil să fie chiar pentru arma pe care o am eu? Hai să vedem. Stranger Report, da, mulțumesc. All Shadow Pass Secrets. Ah, deci dacă bat 10 Shadow Boss, îmi dă încet o carte legendară. Stai că nu înțeleg, adică dacă bat 4 Boss, deci la 3 Boss îmi dă un chest epic, la 4 Boss o carte legendară, la 8 Boss o carte epică? De ce îmi dă o carte epică la 8 Boss și legendară la 4? Și după aia un pack legendar. Wow. Și trebuie să bat doar 10 boși, adică trebuie să mă loghez 10 zile.
Frumos. Frumos. Voi aveți chat shadow pe ăsta, vi l-ați cumpărat? Cred că v-am mai întrebat chestia asta. Lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi dacă v-ați cumpărat și voi shadow pe ăsta, că mie acum mi se pare și mai worth decât era înainte. Hai să vedem ce am zis că facem. Reward, defeat current boss of the day. Păi da, stai! Mi-am folosit range weapon înseamnă. Deci trebuia să-l bat pe ăsta pe care tocmai l-am bătut fără să folosesc range weapon. Numai că eu am folosit chestia asta. Whoopsie. Whoopsie. Nu, bine, hai să batem și bossul. Sau să încercăm. Ok. M-am mai bătut o rundă cu tipa asta, cu boasa. Numai că mi-a dat crash jocul de prea multe ori și m-am enervat. Am zis, bă, lasă-l așa. Hai să vedem. Știu că avea ceva, dar nu știu exact ce face bossul ăsta. Avea ceva ciudat la viață. Uite, e împărțită viața și când îi sparge o părticică de aia de viață, se întâmplă nu știu ce. Nu, îi s-o umplu viața! Aha, deci trebuie să-i scad viața repede, altfel și o umple din ce observ eu. Așa, așa, perfect, perfect. Deci acum nu-i se mai umple viața. Îi se umple, dar numai până la marginea aia. Ok, ok, am înțeles. Deci asta știe ea să facă. Mamă, cât cooldown am dacă dau o abilitate heavy cu arma asta. Nu da tare, nu da tare. Hai mă să-mi dau și eu abilitățile, adică de ce să le țin aiurea, nu? Zic, mamă cât damage dau cu abilitățile. Ceva tanti, mori? Am nasol, zic, nu? Mamă, dar-i tare, băi, tare. Queen Yolanda. Ce nume interesant mi se pare Yolanda. Am avut o colegă în grădiniță pe care o chema Yolanda. Mi se pare un nume foarte... foarte unic, nu-i zis bine, dar unic. Vină tu aici, Yolanda. Ia. Bom. Dă-i cuții, cuțiță, nu se umple, nu! Îi se umple viața! Bă, mai aveam... atât de puțin trebuia să mai dau în ea. E interesantă mecanica. Cred că dacă ai power mic. Nu cred, dar cum mi s-o umplu viața, frate, că i-am scăzut sub bara aia. Cred că dacă ai power mic e foarte nașpa. Dacă îi dai damage mic ei, e foarte greu să o bați pe asta, fiindcă îi se umple. Bă, frate, dar eu nu mai pot să-i scad viața. Ia așa. Dar uite că nu pot să ajung la ea. Ok. Not bad. Păi o bat numai din shadow abilities, I guess. Nu, am greșit. Ce fain o trage cârligul ăla prin portal. Mi se pare genial. Bun. Păi, cred că asta e soluția ca să o bat pe tipul ăsta. Că văd că îi dau one shot. Dacă am shadow ability, dau one shot. Și nu trebuie să mă chinui foarte tare. Doar să-mi fac shadow ability și asta este. 2-0 pentru mine. Bun. Hai, Yolanda, să-ți o dau. Îmi place setul ei. No, you won't understand. Hai tu că înțeleg. S-am dat în cap. Mamă, dar i-am dat bine, bine. Perfect, i-am scăzut un pic din viață. Ok. Mamă, dar e fain abilitatea aia, e fain rău. Ei au fost frică. Ați frică de ce tu? Liniștește-te că sunt aici, nu te mai teme. No, un hit de orice trebuia să-i mai dau și să o umplu viața. De imediat îmi fac shadow ability. Mamă, dar cum îți lungești armele astea tu? Ui la asta ce-și lungește armele, ce interesant. Gen, armele alea am să le pot lua și eu, dar gen, tot așa să mi se lungească? Mamă, la asta îi pleacă piciorul, voi vedeți chat? Că asta când dă cu piciorul îi pleacă. Cum faci tu schemele astea? Ghere ide în cârlig. Ei, îmi sună alarma. Bă, stop. De ce îmi sună alarma la ora asta? Păi 11, frate, eu acum trebuia să mă trezesc numai. No, bine, iertați-mă chat, îmi sună alarmele. Stați să mă dezalarmez. Am bătut-o și pe Yolanda. Cum să-mi sună? No, bun, am făcut level. Știți ce trebuia să fac acum, realizez? Trebuia să iau toate reward-urile după level up. Dar nu știam când dă level asta.
Că atunci primeam chestii mult mai puternice. Că așa e, după ce faci level, dacă îți pică o armă, e mult mai bună arma decât aceeași armă înainte de level, nu? No, bun, hai să vedem. Ok, o legendară. O legendară fix pentru arma pe care o folosesc eu, cred. Nu, îmi da crash, mi-a dat crash, așa-i? Da, mi-a dat crash. God damn it. No, bun, mi-am luat crash în timp ce primeam reward-uri. Nu cred, nu-mi zic că nu mi s-a pus fight-ul. Hai să dăm click aici. Ah, nu, 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 deci e bine, am bătut-o pe Yolanda. Shadow Mind. Get rid of the Crypto Keepers. Bun, mi s-a pus fight-ul, m-am speriat pentru o secundă. Am crezut că nu mi s-a pus fight-ul. Mulțumesc pentru ofertă, am deja arma aia. Văd că vrei să-mi dai aceeași armă, dar eu o am deja. Mulțumesc. Hai să mergem la echipament. Că am deblocat ceva abilitate nouă, dacă nu mă înșel. Dacă dau click aici. Sau am deblocat abilitate nouă sau mi-a dat upgrade la abilitatea asta, că nu sunt pe fază. Of, ce ciudă mic cu crash-urile voastre. O cască vreau mai de Doamne ajută. Cuțite sau de astea, care-s mai bune, chat? Gilded Dagger sau Luna Chakrams? Îmi place mai mult cum sună Luna Chakrams, așa că am să le echipez pe astea. Bun, dăm back. No, bun, chat. Noi rămânem aici, în episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și am să ne vedem cu Shadow Fight, probabil în vreo 2-3 zile, cam așa. Urmează să încep serie de forager, by the way. Am chef de forager. Și de Minecraft încă mă joc, încă lucrez, da? Bun, mulțumesc frumos că v-ați uitat, să aveți grijă de voi, noi ne vedem la viitoare, bye bye!